Hai să lăsăm Kangurii și pe Margot Robbie să stea acolo în Australia și haide să ne întoarcem atenția pe ceva ce ne interesează pe noi, doamnele. Să nu fim egoiste. Îi includem și pe domni, pentru că toți ne dorim să ne păstrăm tinerețea cât mai mult timp. Alături de mine este doamna doctor Adriana Frățilescu, medic specialist chirurgie plastică. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine, bine ați venit! Procesul de îmbătrânire este un proces irreversibil, din păcate. Din păcate. Încă în 2024 mai așteptăm și să se întâmple și o minune și în zona asta. Și aș vrea să ne spuneți, pe măsură ce trec anii, ce se întâmplă de fapt cu pielea noastră? Pe măsură ce trec anii, la nivelul pielii noastre și la nivelul țesuturilor de sub pielea noastră, se întâmplă următorul proces. Pierdem, practic, consistență, pierdem densitate, pierdem volum, practic ne golim. Și pielea noastră mai pierde și, și din gradul de hidratare, din elasticitate, și atunci, sub efectul gravitației, ne ridăm și fața noastră se lasă, ca să zic așa. Exact, își pierde din fermitate. Da, iar cel mai important element pe care, practic, îl pierdem la nivelul pielii este colagenul. Aceasta este o proteină, proteina tinereții. Ea nu se mai stimulează de la sine după vârsta de 21 de ani, motiv pentru care după această vârstă e bine, dacă vrem să ne păstrăm cât mai mult tinere, să o stimulăm noi cu diverse tratamente. Ați menționat mai devreme că tot cu înaintarea în vârstă pierdem hidratarea, elasticitatea, da, luminozitatea. Ni se modifică, da, ni se modifică textura, exact, porii, și culoarea. Foarte adevărat. Și știți ce se întâmplă? Suntem cumva bombardați de tot felul de soluții, care mai de care. Ce alegem? Cum să facem noi să alegem? Pe cea mai bună soluție? Într-adevăr, suntem într-o eră a informației în care primim foarte, foarte, foarte multă informație și nu prea avem capacitatea să ne dăm seama ce este potrivit pentru noi. Și atunci avem nevoie de specialiști sinceri și avem nevoie de tratamente cât mai naturale, pentru că nu știm niciodată în viața noastră ce se poate întâmpla și atunci ar fi minunat să avem la dispoziție tratamente care să nu ne predispună la complicații pe care nu ni le dorim. Și atunci unul dintre cele mai naturale tratamente în anti-aging pentru stimularea colagenului și implicit reparare-regenerare este tratamentul cu laserul Frax. Acest laser practic nu injectează nimic în țesutul nostru, creează niște coloane de microtraumă dinspre suprafața pielii spre profunzime și aceste coloane practic sunt niște insule de regenerare pentru că în jurul lor se stimulează colagen. Am înțeles. Și noi practic ne reparăm. Este un proces absolut natural al pielii noastre. Da, este ca atunci când noi, să zicem, avem o traumă la nivelul pielii, ne zgâriem, ne tăiem. Și se repară. Și se repară. Imediat. Și dacă trauma nu este foarte mare, reparația este fără cicatrici. Iar acest laser, evident, nu ne lasă cicatrici. El doar ne ajută să ne regenerăm colagenul pe care l-am pierdut. Sună foarte bine. Aș vrea să ne spuneți când este momentul. Când am putea să începem să ne facem acest tratament? După cum am spus mai devreme, după 21 de ani noi nu mai producem colagen. Nu mai și pierdem, nu mai producem în mod natural, în mod firesc, fără stimulare. Iar rata de pierdere a colagenului pe parcursul vieții noastre este de 1% pe an. Cea mai mare și crește practic în perioada de pre și mai ales în menopauză. Și atunci, noi putem să începem tratamentele anti-aging ca și prevenție, da. Și atunci putem să le începem practic și la 25 de ani, dar cele mai multe paciente se adresează medicului estetician după 35, pentru că practic la 35 de ani avem un 14-15% pierdere de colagen și începe să fie vizibil. Exact. Practic, marea majoritate a femeilor de 35 plus, asta vin și raportează, simt că mi s-a lăsat fața. Pentru că practic au început să piardă din volumetrie și încep să apară semnele de îmbătrânire. Mici riduri, nu mai ești la fel de definită ca înainte, trăsăturile tale nu mai sunt definite. Încep în fotografii să... Acolo să ai seama, da, în da, fotografii. Da. Practic, primul semn că stimulăm colagenul și că suntem pe drumul cel bun când facem un tratament este faptul că la o lună, după un tratament cu laser Frax, vom fi mult mai luminoase în fotografii. Deci chiar dacă ne fotografiem cu aceeași lumină, noi părem mult mai luminoase, de fapt suntem mult mai luminoase și asta arătăm ca și când am pus un filtru, pentru că de fapt asta facem. Colagenul este singurul filtru optic al pielii noastre. Sună foarte bine. O întrebare și sunt convinsă că sunt în asentimentul tuturor doamnelor. Este dureros acest tratament?
Nu, marea majoritate a tratamentelor, dar și tratamentul cu laser frax, se practică sub anestezie locală, cu cremă de anestezie. Cu o cremă? Da, dacă crema de anestezie se ține undeva în jur de 50 de minute, chiar nu este dureros. Se simte o căldură și cam asta este tot. Și după putem să mergem imediat la birou? Nu. Adică trebuie să mai stăm? Dacă parametrii, eu cred foarte mult în tratamentele laser repetate, nu într-unul singur, o dată pe an, de exemplu. Da. Și atunci parametrii cu care eu lucrez sunt mai ușori, motiv pentru care recuperarea este de scurtă durată. Marea majoritate a pacientelor mele nu-și permit să-și ia concediu în fiecare lună și să facă acest tratament. Și atunci, după tratament, pielea este un pic roze, vom folosi o cremă de regenerare, putem să aplicăm un make-up special și toate pacientele mele merg la serviciu după. În 2-3 zile, cumva, pielea este complet regenerată dacă noi o tratăm cum trebuie acasă. Ce ar trebui să facem după ce facem aceste tratamente ca să menținem cumva rezultatele cât mai mult timp? E destul de simplu. După ce facem genul acesta de tratamente, este bine să avem o rutină care ne e recomandată de întreținere a feței și a pielii corpului. Să știți că și corpul îmbătrânește și eu pun mare preț pe acest lucru și le sfătuiesc pe paciente ca după ce se împrietenesc cu laserul frax să continue tratamentul și pe corp, pentru că are indicație și pe corp. Dar în afară de faptul că avem o rutină acasă, regulile sănătății sunt valabile și în frumusețe, adică o hidratare optimă, mișcare în aer liber, detoxifierea constantă a corpului și a sângelui nostru, somnul este foarte important, somnul este cel mai bun reparator al ființei noastre. Da, exact. Calitatea și cantitatea somnului sunt foarte importante în anti-aging. Eu la fel de mult cred în faptul că atunci când gândim frumos, și când suntem mulțumite de noi și de viața noastră, se vede și în interior și în exterior. Așa este. Și aș mai adăuga și iubirea. Atunci când iubim, reflectăm asta. Vă mulțumim tare, doamna doctor. Mulțumesc mult.